pentru gemeni vorbim acum în această perioadă de unele uh, posibilități ca relațiile să fie mai tensionate. Uh, posibil uh, să existe uh, schimbări și în familie, ele să se valorifice și la locul de muncă, uh, să urmăriți recuperarea unor situații prin diplomație, tact, spirit de observare prin uh, o critică constructivă urmăriți relații creative și uh, poate deschise din punct de vedere romantic În 10 noiembrie vorbim de contracte asocieri care pot acapara mentalul, comunicarea uh, dorința de progres uh, deschiderea către ceilalți semeni și chiar uh, vă pot face să fiți un pic mai uh, deschiși către uh, a filozofa Gândim mai profund lucrurile. În 13 noiembrie deja avem o lună nouă în scorpion, ea influențează locul de muncă, relațiile, secrete, sacrificii, vorbim de armonie, de echilibru, de sensibilitate, de creativitate. Există emoții mai multe pasiuni. Relațiile de la locul de muncă pot aduce nervozitate, nonconformism, mai multe. Uh, Tensiuni în zona relațiilor și riscurile pot fi pe sfârșitul perioadei analizate, în zona accidentelor pot fi, în zona unor schimbări nedorite pot apărea riscuri, în zona vitalității sau alții pot ajunge la unele pierderi dacă fac speculații în această perioadă.